vreo săptămână pedalez prin orășelul ăsta dintre Setúbal și Lisabona, capitala Portugaliei. Am întâlnit o grămadă de oameni, m-au văzut filmând, m-au văzut străin și poate că suspect, dar nimeni nu mi s-a adresat, băi, de ce filmez? Băi, de ce îmbli pe aici? De ce pedalez? Sau de ce mergi pe jos? Și asta înseamnă diferență de civilizație. Amintiți-vă anul trecut, tot așa, în preajma Paștelui, la voluntari în spatele aeroportului Băneasa, umblam cu trotineta, mă uitam ce și cum e construit, studiam fenomenul, căutam nodă în papără, cum este bine unui artist, jurnalist, activist. Și mi-a sărit unul în cap, dacă îl țineți minte, acela cu mașină roșie, cu amantă sau cu nevastă tânără, cu chelie mai faină ca a mea. Și că de ce filmez? Că de ce mă plimb pe acolo? Și m-a dat pe mâna poliție. Poate ați văzut videoul acela cu 500.000 de vizualizări. Câini și aici reacționează ca în România și ca în Republica Moldova. Dar oamenii reacționează absolut diferit. Și poliții n-am văzut decât la Setúbal și la Lisabona, foarte rar câte o mașină. N-am văzut polițiști pe stradă, printre oameni. Și n-am comunicat cu niciun polițist. Ultima dată am comunicat cu un polițist în Portugalia, vreo 5-6 ani în urmă, când am protestat la ambasada rusă. Da, nu a fost bună comunicarea de atunci. Am scris chiar și o plângere la avocatul poporului. Dar altfel așa să te oprească pe stradă fără treabă sau să plângă cetățenii pe tine că mergi suspect pe stradă, nu mi s-a întâmplat. Ce ar fi să învățăm de la portughezi? Și ăștia au sărăcie ca a noastră, contrastantă, sclipitoare, sărăcie din asta cu mașini și case bogate și majoritate care oftează că nu am mâncat bine aseară, că nu am mâncat sănătos sau că nu am mâncat destul. Am zis și eu așa, o idee ca să vă pun pe gânduri. Cred că asta e menirea provocatorilor ca mine. Blogger, activiști civici, influencer, formatori de opinie.